În spațiul românesc, după căderea regimului comunist, amatorii și cunoscătorii de artă s-au orientat cu precădere spre fenomenul colecționismului, un aspect demn de remarcat și de discutat și cu prilejul celor mai recente evenimente expoziționale, unele dintre ele valorificând chiar icoana românească. Soții Carmen și Gheorghe Mușat se numără printre colecționarii contemporani care s-au lăsat seduși de o artă aparent naivă, născută asemenea veșniciei la sat. Cei doi colecționari și-au îndreptat atenția spre un univers vizual cu care deja domnul Gheorghe Mușat, întemeietorul avocaturii de business din România, era familiarizat din anii copilăriei. Icoanele pictate pe sticlă. Eu am aflat cine este familia Mușat chiar în legătură cu această colecție. Nu am știut nici de colecție, nu am știut nici de familie, până într-o zi când am primit un telefon în care o prietenă îmi spunea că există familia și colecția și că și-ar dori să știe ce au achiziționat între timp. La câteva zile am vorbit chiar cu domnul Mușat, n-am aflat atunci cine este, am aflat că ne-am întâlnit efectiv față în față și am avut ocazia să aud o biografie, mă repet, dar aceasta este realitatea, de poveste. Pentru că, dincolo de omul de succes care este astăzi, avocatul Mușat, există o persoană extrem de sensibilă care a decis să adune în jurul său aceste frumuseți și multe altele pentru că în casa părinților a avut icoane pe sticlă și acesta a fost primul gând cu care a încercat, atunci când a avut propria locuință, să-și înfrumusețeze universul proxim. Și primele lucruri pe care și le-a cumpărat pentru prima garsonieră pe care a avut-o au fost trei icoane pe sticlă. Așa a început totul. Doamna Mușat este profesoară universitară, e firesc în mediul academic și mai ales în cel în care te ocupi de literatură să intre frumosul acesta care ține mult de tradiție, de a ține în primul rând de o cultură generală extrem de vastă. Așa că îmbinarea acestor două destine probabil nici nu putea să ducă spre altceva decât spre însoțirea în viața cotidiană de asemenea frumuseți și pentru că această colecție este totuși doar o mică parte din colecția Mușat, de colecția de artă Mușat, aș vrea să subliniez și acest detaliu că restul colecției, în bună măsură, fiind obiecte de artă contemporană, faptul că ele au intrat în casa dânșilor, este cumva ca o consecință a mecenatului asupra artiștilor contemporani pe care această familie îl practică de câteva decenii. Știam de iconarii transilvaneni, știam că a existat o tradiție în acest sens. Apoi am ajuns să vizităm muzeul de la Sibiel. Am văzut icoane pe sticlă în colecțiile de la Muzeul Țăranului, de la Muzeul Satului, Muzeul Astra din Sibiu și încet, încet interesul pentru acest tip de expresie artistică a devenit din ce în ce mai mare. Nu ne-am propus de la bun început să fim colecționari. Am devenit în timp. Există un interes cultural, în primul rând, față de icoana pe sticlă, care este ceva specific identității românești. Icoana pe sticlă este și foarte fragilă și nu vă ascund că avem sentimentul că ori de câte ori luăm o icoană, o și salvăm, într-un fel, de la pierdere.
Icoana pe sticlă are o luminozitate și o transparență pe care nu are icoana pe lemn. Fragilitatea icoanei pe sticlă este iarăși un argument. Încercăm să salvăm aceste obiecte pe care de multe ori le privim ca pe niște mesaje ale unei lumi care astăzi nu mai există. Lumea satului acestuia despre care vorbea Blaga, nu? Soții Carmen și Gheorghe Mușat au achiziționat în aproximativ două decenii peste 500 de icoane pe sticlă. O colecție spectaculoasă, determinată pe de-o parte de dorința salvării acestor icoane fragile. Cele mai multe dintre ele au fost cumpărate punct de cioburi, au fost restaurate, au fost retransformate în capodopere. Iar pe de altă parte de nevoia înconjurării cu obiecte de artă și mai cu seamă cu aceste reprezentări iconografice creștine care aduc bucurie prin prezența lor. Și nu este vorba doar de o calitate estetică, ci de ceva mai mult, căci icoanele pe sticlă din colecția Mușat poartă cu sine profunzimea mesajului evanghelic, dar și povești ce așteaptă să fie scoase la iveală. Există în colecția noastră o icoană pictată de Savu Moga, care se pare că i-a aparținut cândva Mariei Tănase. Doamna Ana Dumitran a descoperit o fotografie în care Maria Tănase ține această icoană în brațe. Fotografia este realizată în casa Mariei Tănase de un fotograf celebru în perioada interbelică, Willy Prager. Cum a ajuns acea icoană până la noi, nu știm nici astăzi. Ce s-a întâmplat după ce Maria Tănase n-a mai fost? Alte povești le-am putut descoperi cu prilejul expoziției Colecția Mușat, o geografie spirituală a icoanei pe sticlă transilvanene, curatoriată de doamna Ana Dumitran la Muzeul Țăranului Român din București. Care sunt zonele reprezentate aici la Muzeul Țăranului Român prin icoanele acestea? Dacă definim Transilvania în sensul său istoric, deci excludem Banatul, care a fost o provincie de sine stătătoare, atunci putem să spunem că întreaga Transilvania, cum și cu acest nord care capătă în sfârșit o identitate, este reprezentată. Cel mai puțin reprezentat centrul mi se pare totuși Lancrămut, dar și asta intră cumva în întreaga ecuație pe care această colecție oferă, pentru că Lancrămul până acum a scos la iveală foarte puține icoane pe sticlă. Deci, practic, întreaga Transilvania, în toate formele ei de ilustrare a icoanei pe sticlă, toate zonele se regăsesc în colecție. Este efectiv o istorie a icoanei pe sticlă transilvaniene. Este o premieră și pentru noi și cred că și pentru dânsii. Nici n-am apucat să-i întreb dacă este prima oară când ies cu colecția în public. Este și impresionant și tulburător pentru că noi în muzeu n-am putut să expunem o asemenea cantitate, deci o cantitate uriașă a acestui meșteșug, pe când aici peste 200 de icoane ne privesc în foarte multe chipuri și feluri și sigur că ai posibilitatea unui studiu atât în privința temelor iconografice, dar cât și a extraordinarei expresivități și plasticități a inovației, a tehnicii, care este de nebănuit. Cum vă raportați la ele? Ca la un obiect de artă sau ca la o icoană?
Evident, dat fiind numărul lor, raportarea la ele este ca la o serie de obiecte artistice. Icoana, sigur, are, dincolo de suprafață, trimite la transcendent, mijlocește o relație cu divinitatea, dar icoanele acestea pe sticlă, câte vreme ele nu se află într-un spațiu sacru, nu joacă rolul pe care ele l-ar juca atâta vreme cât ar sta într-o biserică sau dacă ar fi o singură icoană, două, trei icoane care să aibă un rol religios clar. Le privim așadar, în primul rând, ca pe niște ferestre către această lume dispărută. O lume în care cred eu că există o confluență între sacru și profan. Pentru că, dincolo de tematica lor religioasă, icoanele acestea spun și povești despre oamenii obișnuiți din sat, din satul românesc tradițional și despre reprezentările lor magice, fabuloase, nu doar despre tematica religioasă. Spun asta și pentru că dacă ne uităm puțin la reprezentările cu Sfântul Gheorghe sau cu ceilalți sfinți și ne gândim la basmele românești, la Făt frumos, călare pe un cal alb, ucigând balaurul în fața domniței îngrozite și dornice ca Făt frumos să învingă, nu e mare diferența. Apoi, eu cred că toată această îndrăzneală coloristică, varietatea cromatică, imaginația iconarilor, care de multe ori îi face să iasă din tiparele reprezentării hieratice, specifice icoanelor care au locul lor, își au locul lor în biserică, plasează icoana pe sticlă într-o zonă intermediară între sacru și profan. De o mare varietate în ceea ce privește numărul și proveniența iconarilor, colecția se remarcă prin faptul că sintetizează căile pe care au circulat meșterii iconari, dar și modelele iconografice pe care aceștia le-au folosit. Prima icoană pe care am achiziționat-o împreună nu se află în expoziția de aici. Este o icoană de dimensiuni considerabile, o icoană din Șcheii Brașovului, Țara Bârsei, Șcheii Brașovului, încă nu e foarte clar, un prohod și cea de-a doua icoană, o masă de rai din regiunea Nicula. Celelalte icoane sunt achiziționate din locuri foarte diferite, majoritatea din consignații sau de la alți colecționari care au vândut icoanele familiei Mușat, știind interesul acesteia pentru pictura pe sticlă dedicată iconografiei creștine. Fiecare icoană a fost selectată de noi. Niciodată n-am luat multe icoane, indiferent de valoarea lor. Am ales. Fiecare icoană e aleasă de noi. Le-am cumpărat pe acelea care ne-au plăcut, pe acelea care ni s-au părut deosebite. În general, nu cumpărăm obiecte dacă ele nu ne spun ceva. Ce trebuie să spună? Se stabilește de la început și nu mă refer numai la icoane aici, ci în general la tablouri, la covoare, la obiecte de ceramică. Atunci când vezi un obiect, simți că el e pentru tine. Simți că, dincolo de ceea ce reprezintă obiectul în sine, el are pentru tine, ca persoană, ca individ, o semnificație aparte. Și de la regula aceasta nu ne-am abătut niciodată. N-am cumpărat tablouri, să spunem, doar pentru că ele aparțin unui anumit pictor, renumit sau cunoscut.
ci am achiziționat un tablou atunci când tabloul acela ne-a plăcut nouă foarte mult. Am simțit că există o legătură, o conexiune. Cam așa s-a întâmplat și cu icoanele. Cea mai veche icoană datată este din anul 1808. Există și alte situații în care, nedatate, icoanele din colecție pot fi databile la sfârșitul secolului al XVIII-lea sau la începutul secolului al XIX-lea. Oricum, unele icoane din colecția Mușat sunt realizate anterior anului 1808. Cea mai veche icoană din colecție este cea a lui Ursu Broină din Stoboru. Spun Stoboru fără să spun că acela ar fi centrul de pictură, pentru că acest Ursu Broină a fost în decursul biografiei lui prezent în mai multe locuri și nu știm unde a pictat această icoană. Și nu știm dacă în acele locuri în care a fost a pictat în toate icoane pe sticlă sau nu. Cea mai nouă trece de 1900, evident, trece de 1930 probabil, este vorba de creația Anei Deji, ultima zugrăviță a Făgărașului și să zicem că și ultima pe care putem să o privim ca descendenta unei tradiții care s-a oprit. Pentru că avem și cazul Laz, unde încă se pictează pe sticlă în familia Poinaru, dar acolo tot așa, ultimii descendenți, ultima descendentă de fapt, pentru că cei de acum se străduie să recupereze tradiția, nu au avut foarte multă relație cu ceea ce s-a pictat înainte. Sunt mulți autori noi care acum pot fi văzuți prima dată, cum este cazul amintit Ursu Broina din Stoboru, unul dintre pionierii picturii pe sticlă din Transilvania, atestat documentar cu lucrări încă din 1784. În colecția Mușat există o icoană care nu este semnată, este doar atribuită. Ori în 1784 acest personaj picta la o singură comandă 200 de icoane pe sticlă. Deci el nu picta de două luni înainte de a fi scris acel document, picta deja de câțiva ani. Și avea o dexteritate și o afinitate pentru această pictură, dincolo de faptul că el până acum a fost cunoscut doar ca pictor de biserici. Pe lângă Ursu Broina, în cadrul expoziției vor putea fi cunoscuți mai bine și pictori ale căror nume au fost prea puțin sau de curând asociate cu icoana pe sticlă, precum Matei Popa din Vale, Ioan Costea Verman, Ioan Popovici, Constantin Boghină Junior și Oprea din Săliștea Sibiului. De asemenea, vor putea fi admirate lucrări reprezentative pentru toate centrele artistice cunoscute și toți iconarii râvniți de colecționari și de muzeele de profil, precum Ioan Pop de la Făgăraș, Savu Moga din Arpașul de Sus, Matei Țânforea din Cârțișoara sau Nicolae Oancea din Vale. Mai este încă un element foarte ilustrativ, pe lângă Ioan Pop de Făgăraș, de exemplu, care ne ajută să vedem sau ne obligă să începem să vedem icoana pe sticlă și altceva decât o artă destinată lumii rurale. Pentru că, da, în Transilvania, românii, ca nație, erau obligați prin lege să trăiască în afara zonelor urbane. Deci, practic, toți erau țărani, nu este cuvântul potrivit, dar trăiau în zone rurale. În acele zone rurale însă trăiau și nobilii, trăia și elita intelectuală și aceste icoane au fost destinate tuturor. Nu au fost toate rezultatul unui meșteșug de factură populară, dimpotrivă. Cazul lui Ioan Pop de Făgăraș este unul. Iar această expoziție și colecția Mușat ne pun în fața unei a doua biografii de la fel de mare calitate artistică, Constantin Boghină Junior, un brașovean care se mută în Săliștea Sibiului. Una dintre aceste icoane e de foarte, foarte bună calitate artistică, poate fi văzută în expoziție și pentru unii va fi un semn de întrebare de ce Constantin Boghină, pentru că până acum icoanele de acest gen erau considerate opera lui Ioan Morar din Laz, dar a fost pur și simplu o greșeală. Icoane semnate de Constantin Boghină dovedesc cu prisosință acest lucru. Apoi, știam și documentar, dar și familia Dancu identificase cu ajutorul unor fragmente de ziare găsite în spatele icoanelor pe care le-au studiat pe Nicolae Oancea din Vale. Nu numai Nicolae din familia Oancea din Vale a pictat.
Se pare că au mai fost și alții. Nu se știe câți, dar au fost cel puțin doi. În colecția Mușat există foarte multe exemple care dovedesc cel puțin două sau poate chiar trei mâini în această lume foarte mică, în care s-a pictat pe sticlă la un nivel calitativ incredibil. Până la acest moment, în colecția Muzeului Țăranului Român se afla singura icoană cu semnătură și datare a lui Matei Popa din Vale. În colecția Mușat sunt aproape 10 lucrări ale acestui artist. Deci, dintr-o dată, creația lui devine mult, mult mai, cum să spun, mai concretă. Și cu ajutorul deja unui grup, probabil vor apărea și alte posibilități de a lărgi biografia profesională. Sigur că mulți autori rămân anonimi, dar colecția deține suficiente atribuiri sau nume. Familia Tămaș a pictat și ea pe mai multe generații. Acum cred că va fi un pic mai clară separarea dintre ele și va putea fi și apreciată valoarea extraordinară pe care această familie a avut-o. Cum ați făcut atribuirea lor? Pe baza unei semnături sau pe baza unor asemănări stilistice? E foarte util să ai o semnătură. Cel mai rar se întâmplă însă acest lucru. De multe ori însă nici nu este nevoie. Pe Ioan Pop sau pe Nicolae Cațavei sau pe Nicolae Oancea nu ai niciun fel de problemă să-i recunoști. Și ca ei sunt și alții. Deci este foarte ușor să faci aceste atribuiri. Mai dificil este cu datările, mai ales pentru acele biografii care se întind pe câteva decenii. Pentru că uneori e vizibilă oboseala mâinii, dar nu întotdeauna. Și câteodată se mai întâmplă să dai și peste o icoană la care nu s-a insistat suficient și apare mai slabă, calitativ, fără să fie neapărat și mai târzie, ci poate să fie chiar din perioada de apogeu a creației respectivului iconar. Nicula este centrul cel mai cunoscut pentru că icoanele din această zonă au circulat peste tot. Lumea s-a obișnuit cu ideea că prin intermediul icoanelor de la Nicula, arta icoanelor pe sticlă este o artă naivă, deși... Arta naivă, acum descoperită, pentru că cei de atunci nu pictau naiv, ei pictau așa, pentru că așa puteau ei să picteze și, practic, unii dintre ei au făcut chiar artă super abstractă, fără să-și dea seama că asta fac. Din punct de vedere stilistic, icoana pe sticlă din Transilvania se dovedește, prin colecția Mușat, un receptacul al celor mai diverse și mai înalte forme de expresie artistică ale lumii creștine din secolele 18-19. Fiind o îmbinare a tradiției ortodoxe cu arta de factură occidentală, de unde a fost împrumutată și tehnica picturii pe sticlă. Știam că meșterii au călătorit, știam că icoanele s-au vândut în târguri, știam că... Unii au ucenicit la alții, dar cu aceste icoane a devenit mult mai largă plaja pe care s-au mișcat toate aceste elemente care intră în conexiune și mai ales sursele din care iconarii s-au inspirat și care au devenit foarte clar de origine atonită, vieneză, sârbească, ucraineană și practic o întreagă lume. O întreagă lume creștină, ortodoxă și nu numai ortodoxă, a ajuns să intre în compoziția icoanei pe sticlă transilvanene la întreaga ei formă de manifestare în Transilvania. Găsim în aceste icoane diversități de interpretare a tușei, a liniei, pictorii fiind dinamici și originali. De multe ori, aceste lucrări ne dau veritabile lecții de meșteșug în sensul unei modernități continue. Icoanele acestea pe sticlă, cât de contemporane sunt ele pentru noi? Pentru că este adusă o tradiție în contemporaneitate, în spațiul acesta muzeal, schimbându-se cumva funcționalitatea despre care vorbeam. Implicit se schimbă funcționalitatea într-un muzeu. Obiectul folosit capătă altă conotație, este recontextualizat, este investit cu, poate cu, sigur, cu o funcție patrimonială și atunci riscă, prin această patrimonializare, să-și pierdă funcția inițială. Asta este inevitabil.
Noi credem că ce a reușit să facă Muzeul Țăranului a fost tocmai această îndepărtare de formalizare, de tezaurizare, în sensul acela de oficializare a unui obiect și de a păstra o relație foarte apropiată cu obiectul, de a-i lăsa, de a-i lăsa respirația, puterea de a dărui vizitatorului ce are în interiorul limitelor sale. Dincolo de această diversitate stilistică și de diferitele interpretări ale temelor iconografice, se vede acest acasă al țăranului în relația cu Dumnezeu într-o dragoste față de meșteșug, dar în această paradigmă a simplității și a smereniei, colecția Mușat fiind martor peste veacuri al spiritualității creștine și al istoriei Transilvaniei. Colecția Mușat, o geografie spirituală a icoanei pe sticlă transilvanene, va putea fi vizitată la sala foyer de la Muzeul Țăranului Român din București până pe 28 octombrie 2018, de marți până duminică, între orele 10 și 18. Dar cu bucurie am aflat că spectaculoasa colecție va putea fi admirată de generații întregi de iubitori de artă iconografică creștină, datorită gestului remarcabil al familiei Mușat, care la vernisajul expoziției și-a exprimat public dorința de donare a colecției de icoane unui muzeu din România. E bine, de la un punct această bucurie devine, sau riscă să devină egoist. Și ca să nu spun uneori, poate chiar o bucurie vinovată. Drept pentru care de ceva timp și de câțiva ani, spune, eu și soția mea ne-am hotărât ca această colecție să o donăm unui muzeu. Decizia noastră este una, spune, definitivă. Am dorit ca această colecție, și când mă refer la donație, nu numai la ce vedeți dumneavoastră aici, este o parte din colecție, aș spune chiar că e partea minoritară a colecției, am dorit să fie împărtășită bucuria aceasta de care vorbeam numai de noi, am dorit ca să fie expusă într-un muzeu și să fie vizitată, bucuria de care vreau să fie împărtășită de cât mai mulți concetățeni.